Bine v-am regăsit la Info Capital. Vă propun să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. O crimă șocantă a zguduit întreaga Valea Jiului. În noaptea zilei de sâmbătă spre duminică, în urma unei altercații petrecute într-un local din municipiul Vulcan, un tânăr de doar 26 de ani a decedat după ce a fost înjunghiat. Competiție între elevi. Colegiul tehnic Dimitrie Leonida din municipiul Petroșani, în colaborare cu primăria din localitate, a organizat luni o competiție între elevii liceelor din zonă. Festivalul Aerociudaților a ajuns la a 14-a ediție. Sute de parapantiști s-au adunat în weekend în masivul Parâng pentru a participa la eveniment. Și acum știrile pe larg. O singură lovitură de cuțit a fost fatală unui tânăr de 26 de ani din municipiul Vulcan. Bărbatul era angajat al unui local din oraș, iar în timp ce încerca să aplaneze un conflict iscat în exteriorul barului, acesta a fost surprins de o lovitură de cuțit în picior. În doar câteva clipe, bărbatul s-a stins din viață sub privirile neajutorate ale prietenilor săi. Altercația s-a produs în jurul orei 4:30 după ce Cosmin Bărbuț, de 24 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a plecat acasă în cartierul Dallas, unde s-a înarmat cu o rangă și un cuțit de mari dimensiuni și s-a reîntors la local, hotărât să se răzbune pe cei care l-au scos afară din bar din cauza comportamentului recalcitrant de care a dat dovadă. În fața unui local din municipiul Vulcan a avut loc o altercație între trei persoane. Din primele verificări, se pare că un tânăr în vârstă de 24 de ani, în calitate de consumator în localul Părții Vătămate, a devenit recalcitrant, motiv pentru care patronul localului, împreună cu omul de ordine, au decis să evacuarea acestuia. În fața localului, agresorul i-a atacat pe cei doi cu un cuțit. Din nefericire, în urma acestui eveniment, omul de ordine a decedat, iar agresorul, împreună cu partea vătămată, patronul localului, au fost transportați la spitalul municipiului Petroșani, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Afară însă, acesta și-a pierdut controlul și a atacat atât pe bodyguard cât și pe patronul clubului. Pasnicul a murit pe loc, iar șeful lui se află internat la spital cu răni grave. Claudiu încerca întotdeauna să-și facă bine meseria. Avea acasă un nou născut căruia voia să-i ofere totul. Bodyguardului a fost secționată artera femorală și a decedat din cauza hemoragiei masive. Șeful lui a ajuns la spital înjunghiat în ficat și a pierdut și el foarte mult sânge. Tot la spital a ajuns și scandalagiul de 24 de ani după ce mai mulți prieteni ai patronului l-au luat la bătaie când au văzut ce a făcut. Cei doi pacienți au fost aduși în cursul dimineții de ieri cu salvarea în serviciul de urgență, la Spitalul de Urgență Petroșani. Au fost preluați și internați pe chirurgia ATI, respectiv neurochirurgie de ATI. Unul dintre ei a suferit o intervenție chirurgicală. La ora actuală sunt tot pe ATI, stabil hemodinamic amândoi. Amândoi sunt internați în spital. Unul dintre ei, într-adevăr, e în pază poliției. În spital, agresorul a fost păzit în permanență de polițiști. La unitatea de poliție din municipiul Vulcan, în cursul zilei de duminică, martorii nefericitului incident au fost audiați rând pe rând. S-a stabilit că în noaptea de 15-6 aprilie 2014, acest tânăr din Vulcan a provocat un incident într-unul dintre localurile din oraș, cu unul dintre consumatori, ulterior fiind îndepărtat din local, motivat și de faptul că se afla în stare avansată de ebrietate. Se va formula astăzi propunerea de arestare preventivă care va fi examinată de Tribunalul Hunedoara. Suspectul va fi cercetat pentru omor și tentativă de omor. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să stea ani grei după gratii. În locul în care tânărul de 26 de ani și-a pierdut viața, stau acum lumânări și flori aduse în semn de omagiu de apropiații sau cunoscuții bărbatului. Circ în satul Hondol, aproximativ 30 de săteni au ieșit în stradă revoltați din cauza că un trailer care transporta un concasor pe șenile înspre o carieră de piatră din comuna Certejul de Sus a rămas mai bine de 3 ore blocat pe drumul comunal. Localnicii, în frunte cu un consilier local, susțineau că mașina s-a oprit din cauza că drumul era foarte îngust. Thank you.
Aproximativ 30 de localnici au ieșit vineri după amiază în stradă, nemulțumiți de faptul că utilajul imens care transporta un concasor pe șine a încurcat traficul ore în șir. Printre aceștia se află și un consilier local care a explicat că există o hotărâre dată de Consiliul Local în care este prevăzut un alt drum pentru a transporta utilajele, numai că cei de la firma cu pricina n-au ținut cont de acest lucru. Pentru firma care dorește să facă transportul pe acest drum comunal, DC28C, li s-a oferit un alt traseu care să ocolească localitatea, deoarece drumurile nu corespund. Nici ecartamentul, vedeți, în ce hal sunt toate drumurile noastre. Și această firmă nu respectă hotărârea de Consiliu care a fost dată. Terenul în spatele nostru curge valea. Casele sunt deasupra nivelului vălii. Și din această cauză, trecând mașini de tonaj foarte mare, casele vor crăpa, cum s-a întâmplat și pe alte locuri, și se vor duce în vale. Drumul nu este un drum care se poate folosi ca drum industrial. Se deschide o carieră de piatră, nu știu ce, și ne deranjează transportul ăsta cu mașini tonaj mare la 40 ceva de tone. Și vedeți, drumul nu e de pentru așa ceva. Am fost de acord să-și deschidă cariera acolo, dar nu acest traseu. Deci el are aprobare pe alt traseu, dar el nu-l respectă. Și care este alt traseu? Pe unde? Deci pe partea cealaltă, acolo este drumul care ar trebui să circule, dar nu, pentru că aici îi convine că e foarte aproape. În hotărârea dată de Consiliul Local, firma era obligată să ocolească acel drum, deoarece zidul turnat spre vale în care se sprijină drumul nu poate ține o greutate mai mare decât a unei mașini, însă reprezentanții firmei spun altceva. Chiar și zidul, vedeți că nu a fost turnat, nu a fost bătut cum trebuie, l-a făcut așa mai superficial, cu ciment mai sărac. Vintirurile se bagă până chiar pe marginea zidului și ăsta nu-i zid ca să poată să susțin atâta greutate de mașini cât eu o să treacă pe aici. Trebuie luate neapărat aici niște măsuri dacă vreau să facă circulație pe aici, altfel nu știu ce se întâmplă până la urmă. El poate vrea patronul neapărat să zboare o mașină pe aici în jos. Îi mai prinde până casă, ne omoară și până aici. Trailerul nu putea decât să se deplaseze până în zona respectivă, de unde utilajul se dădea jos de pe trailer și se deplasa cu forța motrice proprice. Trailerul urmând să se întoarcă înapoi din acea zonă. Am închiriat acest trailer tocmai datorită indicatorului pus de primărie prin hotărârea Consiliului Local de 7 tone pe axă existent la podul pe care l-ați văzut la traversarea văii. În concluzie, noi tot ce am făcut suntem în temeiul legii. Atât. Iar muncitorii noștri fac altceva decât lucrează. S-au oprit să descarce utilajul. Iar de staționarea prelungită s-a făcut din cauza poliției de la postul comunei Certejul de Sus, care probabil nu știa cum să verifice documentele de la bordul mașinii. Pentru că tipul ăsta de transport e un transport special, ăsta necesită un organism de control special pe care ei puteau să-l cheme. Probabil au făcut-o, probabil n-au făcut-o, nu știu, nu-i învăț o meserie pe domnii polițiști, dar cert e că ne țin în abuzuri domnii polițiști de o lună de zile încoace permanent, în continuu. Reprezentanții firmei au confirmat faptul că au un alt traseu aprobat de Consiliul Local, însă aceștia susțin că acel drum nu există. Mai mult decât atât, au spus că trailerul s-a oprit pentru a descărca concasorul și îi acuză pe polițiști că au acționat abuziv. Până una alta, oamenii legii au întocmit două dosare de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere și îngreunarea circulației rutiere pe drumurile publice. În urma acestui eveniment, traficul rutier a fost blocat pentru aproximativ 3 ore, iar carosabilul a fost afectat pe o porțiune de 30 de metri. După efectuarea cercetării la fața locului și audierii persoanelor implicate, polițiștii au întocmit două dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, precum și de îngreunarea traficului rutier. Spectacolul s-a încheiat după mai bine de 3 ore, când după nenumărate încercări, drumul a fost în sfârșit deblocat. Câteva sute de sindicaliști din Minerit au protestat la sfârșitul săptămânii trecute în fața unuia dintre sediile complexului energetic Oltenia. Oamenii au cerut demisia managerului privat pe care îl acuză de actuala situație a companiei, respectiv o entitate care nu mai reușește să vândă energie și le-a tăiat din drepturi. Aproximativ 400 de mineri și energeticieni au protestat în fața diviziei miniere a complexului energetic Oltenia împotriva conducerii companiei. Protestatarii au acuzat managementul privat că încalcă prevederile contractului colectiv de muncă și nu acceptă la negocieri decât anumite sindicate agreate politic. Minerii adunați în centrul municipiului Târgu Jiu au cerut demisia conducerii complexului. Șoșurel! Șoșurel!
noi nu lasă-ne piața acasă, vicele! Hoții, hoții, hoții! Una dintre nemulțumirile protestatarilor este decizia administrației de a transforma angajații în pasnici. Adică vom înlocui paznicii cu niște mineri, iar pe paznici o să-i trimitem în șomaj. Nu e soluție. Nu asta e soluția. Ce persoană policalificată renunță la această policalificare a sa pentru a trece la o muncă necalificată de paznic? Cum poate să treacă un excavatorist cu anumită experiență, pentru că persoanele care lucrează în momentul de față, salariații care lucrează în momentul de față, complexul energetic rovinar, au peste 20 de ani de vechime în meseria respectivă. Cum poate, de exemplu, un excavatorist să renunțe la meseria sa, nu foarte bine plătită, dar să treacă pe o altă meserie necalificată, plătită la jumătate de preț? La mitingul organizat la Târgu Jiu era anunțată prezența 1000 de persoane, însă participanții au spus că s-au făcut presiuni pentru ca oamenii să nu iasă în stradă. Astăzi a încercat prin toate mijloacele să blocheze salariați de a veni la această manifestație. Dau exemplu termocentrala Rovinari, unde au fost aduși aproape toți salariații de la Termoserv, cu toate că grupurile de acolo nu erau programate de a intra în revizie. Unii dintre protestatari au avut fețele acoperite, de teamă să nu fie recunoscuți. Venit cu fața acoperită, de ce? De teamă. Vă este frică? De ce vă este frică? Mai multe motive pentru care mă tem. În primul rând, pierderea locului de muncă. Am fost amenințați că vom fi dați afară dacă participăm la acest miting. Este teamă? Normal, siguranța locului de muncă. Au fost amenințați oamenii din complexul energetic să nu vină la protest? Da, da, au fost amenințați, da. Este al doilea miting organizat în acest an de Federația Națională Mine Energie la Târgu Jiu. Sindicatele componente ale acestei structuri nu au fost acceptate la negocieri de administrație, care este acuzată că a înființat noi sindicate pe care le controlează. Membrii UNPR și-au ales sâmbătă structura de conducere, fiind totodată constituită și organizația municipală. În urma votului exprimat, președinte al UNPR Petroșani a fost ales Haralambie Vochițoiu. Vochițoiu susține că împreună cu ceilalți membri ai partidului dețin pârghii pentru a putea emite și genera acte normative în favoarea comunității. Cred că în acest moment UNPR în Petroșani, în Valea Jiu și în județul Hunedoara intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Principala mea preocupare și a biroului politic permanent ales prin vot secret va fi să întărim organizația politică și, bineînțeles, într-un final să fim de folos comunității noastre din care facem parte, cetățenilor municipiului Petroșani și celor din Valea Jiu. Senatorul de Valea Jiului, care a părăsit PPDD, a fost singurul candidat pentru această funcție, fiind ales în unanimitate de voturi. Vicepreședinții UNPR Petroșani au fost aleși Nicolae Iliaș, consilier local la Petroșani, Maria Neluța Offenberg și Constantin Alexandrescu, în timp ce secretar al organizației locale a fost desemnat Ioan Toacă. Conferința de constituire și alegere a avut loc la Casa de Cultură Ion Dulămiță, la eveniment participând peste 60 de persoane. UNPR va fi parte a campaniilor care urmează, fiind principalul aliat al PSD. Astfel, Haralambie Vochițoiu speră să obțină o reușită la alegerile europarlamentare din 25 mai și să dea un bun președinte României în toamna-iarna acestui an. Europarlamentarul hunedorean Iuliu Winkler a fost reales sâmbătă pentru un nou mandat de 2 ani în funcția de președinte al Organizației Județene Hunedoara AUDMR. Asta în cadrul Conferinței Județene de Alegeri. În dimineața zilei de sâmbătă, 5 aprilie, reprezentanții Partidului Uniunii Democrate a Maghiarilor din România s-au întâlnit pentru a-l desemna pe cel care va conduce încă 2 ani formațiunea politică. La eveniment a participat și deputatul PSD, Cristian Resmeriță. Vă face o plăcere deosebită să mă aflu astăzi aici. În primul rând doresc să vă transmit un gând bun, salutări și tot ceea ce este mai bine pe această lume din partea Organizației Județene a Partidului Social Democrat. De asemenea, doresc să vă transmit și un salut călduros și un gând bun din partea președintelui Niso. Aflat printre invitați, președintele Consiliului Județean Mircea Ioan Moloț a ținut să felicite reprezentanții Partidului UDMR. Vă spun cu toată responsabilitatea, cu riscul că voi supăra pe unii de aici în sală, că sunteți singura formațiune politică cu care,
respectat fiecare cuvânt. De aceea pot să spun că sunteți tradiționali parteneri politici în județul Hunedoara. De asemenea, și președintele PDL Hunedoara, Dorin Gligor, și-a exprimat punctul de vedere asupra proiectelor comune dintre liberali și maghiari. Invitația dumneavoastră și prezența mea aici denotă faptul că aparținem aceluiași popor, avem obiective comune, parcurge cu același drum, un drum al României europene, care își definește puterea statului prin puterea fiecărui individ. Fostul prefect al județului Hunedoara, Attila Deji, are încredere în capacitățile partidului maghiar și speră ca toate planurile să fie duse la bun sfârșit. Sunt în primul rând invitat al conferinței județene, a organizației județene a UDMR-ului. În primul rând, UDMR-ul, vedeți, este un partid destul de serios, este o organizație destul de serioasă, invitată la guvernare, știind fiind faptul că se ține întotdeauna de cuvânt. A urmări politica în România înseamnă urmări mișcările pe care le face UDMR-ul atât pe plan politic cât și pe planul, zicem așa, strategiei economico-sociale, fiindcă UDMR-ul a imprimat în ultimii 25 de ani o strategie destul de importantă și niște puncte esențiale, zic, în viața politică a țării. După discursurile invitaților, membrii UDMR au trecut la cea de-a doua etapă a conferinței și anume la vot. În urma voturilor acordate, Iuliu Winkler a fost reconfirmat ca președinte în fruntea partidului. La conferința județeană de alegeri, care s-a desfășurat în aula Liceului Teoretic, Teglaș, Gabor din Deva, au participat 108 delegați din partea celor 16 organizații locale. La lucrările conferinței județene a participat și președintele Uniunii, vicepremierul Kelemen Hunor și Borbe Icaroi, secretar de stat în Ministerul Economiei. Ministrul Mediului a dat astăzi în mod oficial startul programului Rabla 2014. Pentru acest an, tichetele Rabla nu vor mai fi distribuite pe județe în funcție de vechimea parcului auto, ci în funcție de cerere. Anul acesta, programul Rabla se va desfășura diferit. Pentru prima dată de la introducerea programului, tichetele nu vor mai fi acordate fizic beneficiarilor, ci electronic. Ministerul Mediului va avea astfel o bază de date unică în care vor fi înregistrați cei care își casează mașinile. Fiecare persoană care vrea să-și dea la remat mașina va primi un tichet electronic pe care îl va putea folosi pentru a-și cumpăra o mașină nouă sau îl va putea vinde în prima zi când îl primește. Valoarea unui tichet va fi de 6.500 de lei, iar tichetul va putea fi folosit timp de 30 de zile de când a fost emis. Tichetele nu vor mai fi distribuite în etape, ci vor fi toate disponibile de la lansarea programului. Acestea vor fi extrase dintr-o bază de date națională de dealeri auto, pe măsură ce se înscriu solicitanții. Cetățenii care doresc să se înscrie anul acesta în programul Rabla o vor putea face la orice dealer dintre cei validați. În 2014, Administrația Fondului pentru Mediu va aloca un număr de 20.000 de tichete. Elevii a două clase de la școala gimnazială Igheduca din municipiul Petroșani au fost prezenți astăzi în studiourile Capital TV. Vizita micuților a fost prilejuită de programul organizat la nivel național, Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Pentru această săptămână, cadrele didactice au pus la punct un program diversificat de activități care cuprinde vizite la diverse instituții de pe raza Văijiului. Este un program diversificat, se adresează claselor întâi pentru că anul acesta clasa întâi o conduc eu. Am început cu Capital TV, o vizită la televiziunea locală, pentru că foarte multă curiozitate există în acest domeniu. De ce suntem filmați, cum apărăm pe televizor, de ce ne uităm la desene animate. Printre toate activitățile care se înscriu în această săptămână, avem încă o vizită tot la locul de muncă al părinților, la brutăria TED, și încă o vizită la pompieri, apoi la judecătoria Petroșani. Cred că familiarizarea cu locul de muncă al părinților, cu ceea ce fac oamenii din comunitate, este foarte important la această vârstă, pentru că copiii se familiarizează cu foarte multe locuri de muncă, cu foarte multe curiozități pe care ei le au și le lămuresc prin aceste vizite. Împinși de curiozitate, elevii au vrut să vadă cum se lucrează în cadrul televiziunii Capital TV. Haideți!
După ce s-au familiarizat cu echipa postului nostru de televiziune, precum și cu tehnica de care dispunem, micuții și-au exprimat dorința de a ajunge și ei pe viitor jurnaliști. Mi-au plăcut foarte mult studiourile, a fost foarte frumos. Și ce ai vrea tu să faci? Să prezinți știri, să faci emisiuni? Ce ți-ar place să faci când nu? Prezint știri. De ce? Pentru că îmi plac știrile. Să ne uităm, să vedem ce faceți. Ți-au plăcut studiourile? Da. Și ce ai vrea tu să faci? Știri sau emisiuni? Știri. De ce? Pentru că îmi place mult, că vor multe lucruri. Ce-ți place ție cel mai mult? Ce-ți plac? Știrile, vreme, emisiunile? Ce-ți plac? Emisiunile. Câte des te uiți la televizor la noi? Mult. Și ce ai vrea tu să te faci când o să crești mare? Dacă ar fi să faci parte dintr-o echipă, ce ți-ar place să faci? Să mergi pe teren, să prezinți, să faci știri? Pe teren. Să... de studiou. Doar atât? Da. Știm că tu ai mai făcut și spoturi pentru noi. Ți-a plăcut să intri în pielea anumitor personaje? Da. Ce ai vrea tu să faci și așa? Dacă ar fi să intri în echipa noastră când o să crești tu mare, ce ai vrea să faci? Locul cui ai vrea să-l iei? Să prezint vremea. La final, copiii s-au arătat încântați de experiența trăită printre microfoane și camere de filmat. Elevii care fac parte din asociația Il Giocatolo din zona Anina, județul Caraș-Severin, au vizitat asociația de voluntariat Casa Policino. Oaspeții au fost încântați de modul în care au fost întâmpinați de gazde. În urmă cu un an, 10 copii beneficiari ai centrului Policino au petrecut o săptămână în această regiune. De această dată, rolurile s-au inversat. Asociația Il Giocatolo din Anina desfășoară activități cu copii care provin din familii cu venituri mici, iar astăzi a fost pentru prima oară când au venit la Casa Policino din Petroșani. Intermediat de o altă fundație cu capital străin, italian, în speță fiind vorba Il Giocatolo, ce activează în Anina, un grup de 30 de copii din Brădeț, Anina, de lângă Anina, vor veni astăzi să ne viziteze, să desfășoare activități comune cu copiii care sunt beneficiari ai serviciilor Casei Policino. Este din nou un prilej de bucurie pentru noi, pentru copiii noștri, de a interacționa cu alți copii, de a ne cunoaște. Copiii au venit cu drag în locul acesta să cunoască alți copii care sunt puțin diferiți de ei, dar au un lucru comun, copilăria. Ne grăbim să mergem la masă, copiii sunt nerăbdători, să vizităm locurile acestea. Copiii vor avea ocazia să viziteze mai multe zone din județ. Pe lângă activități împreună cu copiii de pe centru de zi pentru copilul cu dizabilități, copiii vor petrece în aceste două zile pe care se vor întâlni cu copiii noștri, vor avea activități educaționale, vom vizita peștera Bolii, vom merge să vizităm Parângul, iar ulterior îi vom conduce spre Hunedoara. Oaspeții au fost bucuroși că își vor face cunoștințe noi și vor dezvolta relații de prietenie. Mi s-a părut o idee foarte bună în cadrul că am venit să vizităm alți copii cu dizabilități, cum s-ar zice, și am vrut să, într-un fel, să-i mulțumim și asociației care ne ajută să venim la această casă de copii care, nu știu, ni s-a părut o idee foarte bună și foarte frumos, un gest frumos din partea lor. Mă simt foarte bine, bucuros că am luat o mini-vacanță, putem vedea locuri noi, copii, să ne înțelegem frumos cu ei, că toți suntem copii și avem o copilărie frumoasă. Am înțeles că e pentru prima oară când vii aici. Da, vrem să vizităm multe locuri, peștera Bolii, am văzut pe internet multe lucruri frumoase cu casa asta și sperăm să ne simțim bine. Vizita a fost prilejuită de derularea în această perioadă a săptămânii Școala Altfel. Petroșaniul, ieri și azi, câțiva zeci de elevi ai liceelor din Valea Jiului au participat luni la o competiție. Elevii și-au demonstrat abilitățile sportive și cunoștințele despre istoria Văii Jiului. Sala de sport a Colegiului Economic Hermes Petroșani a fost gazda primei părți a acestui eveniment. Liceenii s-au întrecut într-o competiție sportivă. Câștigătorii au fost chiar organizatorii. Elevii Colegiului Dimitrie Leonida au ocupat locul întâi. Începând cu ora 10, sala de marmură a primăriei municipiului Petroșani a găzduit partea a doua a proiectului. Liceenii și-au testat cunoștințele generale despre Valea Jiului și nu numai.
Profesorii sunt de părere că astfel de evenimente sunt benefice pentru elevi. Stimulează competiția în primul rând, au ocazia să se cunoască între ei și cel mai important lucru, află lucruri noi despre locul nostru, orizontul local. Elevii au muncit din greu pentru acest eveniment și spun ei sunt mândri de orașul în care locuiesc și de faptul că au avut șansa cu ocazia acestui proiect să învețe lucruri noi. Este un concurs foarte frumos, din punctul meu de vedere, care necesită experiență atât sportivă și cât și profesională, cât de cât. Petroșani, un oraș mic, liniștit, frumos, destul de atracții turistice, având în vedere mărimea lui. Și e un oraș în care ți-ai dori să locuiești, într-o lume așa nebună. Dacă ar fi să schimbi ceva, ce ai schimba la el? Ce a schimba? Nu știu, poate puțin aspectul lui ca oraș. Ar trebui, nu știu, mai recondiționat, mai îngrijit puțin. Păi avem de învățat foarte multe lucruri care noi încă nu le știm. Ce încurajează relațiile între colegii și, nu numai chestia asta, ci și competiția sportivă care a avut loc astăzi și cultura generală. Elevii Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida au ocupat și de această dată locul întâi, locul 2 fiind ocupat de Colegiul Național de Informatică Carmen Silva, iar locul 3 de Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani. Liceenii au fost premiați cu câte o diplomă și o sumă de bani oferită de Primăria Municipiului Petroșani. Spectacol la Cetatea Alba Iulia. Zeci de persoane au avut ocazia să urmărească sâmbătă ceremonialul schimbului de gardă în fața traseului celor trei fortificații. Sâmbătă la Alba Iulia s-au adunat zeci de curioși să vadă toboșarii, călăreții și pedestrașii cum defilează. Dacă anii trecuți ceremonialul schimbului de gardă se desfășura în fața porții a treia a cetății, începând din 2013, evenimentul se desfășoară pe zona pietonală din fața celor trei fortificații. Ceremonialul schimbului de gardă, care se desfășoară de mai bine de 4 ani în Alba Iulia, reușește să adune zilnic sute de curioși care vor să vadă puțin din istoria cetății Alba Carolina. Ca și anul trecut, ceremonialul va avea loc în fiecare zi de la ora 12. Sâmbăta aceasta este mai spectaculos, deoarece schimbarea gărzii se finalizează cu executarea 3 salve de tun, care sunt amplasate în cadrul traseului celor trei fortificații. Potrivit organizatorilor, locația în care se desfășoară acum ceremonialul ar putea fi schimbată, deoarece spațiul este destul de îngust, iar soldații și cai sunt nevoiți să fie foarte atenți să nu lovească mașinile parcate în zonă. Cei care vor dori să asiste la întreg ceremonialul vor avea de plătit o taxă de 10 lei. Festivalul Aerociudaților, organizat în masivul Parâng. În acest an, evenimentul a fost derulat în memoria lui Liviu Iovan, unul dintre cei mai cunoscuți aviatori din Valea Jiului. Sâmbătă 5 aprilie, în masivul Parâng, a fost organizată o nouă ediție a Festivalului Aerociudaților. Ne-am adunat aici încercând să gonflăm, să facem câteva zboruri cu parapanta. În deschidere, participanții s-au adunat la bolovanul din Poieniță și și-au deschis aripile în amintirea lui Liviu Iovan. Zeci de parapantiști și turiști au fost prezenți în Poienița din masivul Parâng pentru a marca acest eveniment. Festivalul Aerociudaților a ajuns la 14-a ediție. Zeci de oameni, după cum puteți vedea în spatele meu, sunt unii dintre ei în cele mai interesante și mai ciudate costume. Până la urmă, ăsta este festivalul. După cum vedeți, deja cineva și-a înălțat parapanta. Vor zbura de undeva din partea stângă. Vântul este bun și noi nu putem să le urăm decât baftă. Majoritatea celor care au participat sâmbătă la festival își amintesc și acum prima ediție. Și-a adus cineva o revistă cu specific aviatic, în care era un carnaval ăsta aerian care se organizează în Franța, la Saint-Hilaire, și văzând instantanele fotografice din revista respectivă, am zis, doamne, putem să facem și noi, evident, la alt nivel, dar ce am văzut acolo ne-a inspirat, deci asta a fost sursa, să spun așa. Încercăm să ne construim niște chestii cu care să și zburăm. Cei prezenți au dedicat evenimentul parapantistului Liviu Iovan, de la care, spun ei, au avut multe de învățat. Pentru mine înseamnă mult Nea Liviu. Noi ziceam Nea Liviu la domnul Liviu Iovan și pentru mine a fost și în tată. Și pentru mine el contează cel mai mult.
și merită. Cei prezenți au purtat tricouri pe care era scris un mesaj în memoria temerarului Liviu Iovan. Ideea a venit în clubul nostru să facem niște tricouri personalizate și să le dăm tuturor piroților care vor veni la această primă ediție în memorial Nea Liviu. Să-l păstrăm tot timpul în memorie. La final au urmat jocurile de cabană, concursul de bancuri și, ca de obicei, o petrecere la care au participat cei prezenți. O să încercăm să cântăm un pic la chitară, să facem niște jocuri de cabană, cum se făceau pe vremuri. Foarte multă lume nu mai știu ce înseamnă jocurile de cabană și încercăm ca să aducem la cei care nu știu despre jocurile de cabană ce înseamnă adevărat un chef la munte. Și bancuri, glume, carnaval, să încercăm să se simtă toată lumea bine. Evenimentul a adunat aproximativ 300 de persoane venite din toate colțurile țării. Odată cu acest eveniment s-a deschis în mod oficial și sezonul de parapantă. Continuăm buletinul de știri cu titlurile din sport. Bine v-am găsit la primul buletin de sport din această săptămână. Echipa de juniori 1-18-19 ani de handbal a CSS Petroșani, antrenată de profesorul Edith Mileti, a reușit să depășească faza turneului semifinal 1 de la Hunedoara, calificându-se pentru faza următoare pe țară. Echipa din Petroșani a debutat cu un 34-30 cu CSS Hunedoara. A urmat două înfrângeri, 29-31 cu CSS Odorhei și 22-35 cu Energetic Râmnicu Vâlcea. Apoi victorie în meciul decisiv, 34-27 cu CSS Mediaș. În cea de-a 21-a etapă a Ligii a 4-a Hunedoara la fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate. Gloria Giurgiu Dacia Orăștie 1-1, Aurul Certejul Brad 2-0, Metalul Crișcior CSE Inter Petri la 2-1, Cetatea Deva CFR Simeria 2-1, Hercules Lupeni Retezatul Hațeg 0-0, Minerul Urican CSE Vulcan 1-2, Victoria Călan Universitatea Petroșani 2-1 și Șoimul Băița Jiul Petroșani 1-1. Pe locul întâi se află Retezatul Hațeg cu 57 de puncte. Echipa de rugby Știința Petroșani a avut o evoluție bună la Iași în etapa a doua a Ligii Secunde, conducând la un moment dat cu 12-10, Melniciuc și Răzvan Barbu fiind autorii punctelor petroșenene. În ultimul minut ieșenii au revenit câștigând meciul cu 15-12. Meciul de Liga a 4-a de la Lupeni Hercules Retezatul Hațeg a fost arbitrat de un arbitru de la nivelul Ligii a 2-a, hunedoreanul Denis Haidiner. Acesta a apreciat la finalul jocului că partida s-a ridicat mult peste acest nivel. Jucătorii au fost disciplinați, chiar dacă hațeganului Calai a fost eliminat pentru două cartonașe galbene. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine, 8 aprilie, un curs al euro de 4,46 de bani, al dolarului american de 3,25 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5,39 de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4,41 de bani, iar la vânzare de 4,47 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3,20 de bani și se vinde cu 3,28 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5,30 de bani, iar la vânzare de 5,40 de bani. Urmează datele despre vreme. Bine v-am regăsit! Mâine vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată din an în cea mai mare parte a țării. În cursul zilei cerul va avea norări trecătoare și doar izolat vor fi posibile ploi slabe în sud și la munte. Maxima de marți va fi de 20 de grade Celsius în Deva, Alba Iulia și Târgu Jiu. Minima de 4 va fi înregistrată în Petroșani, Deva și Alba Iulia, iar probabilitatea precipitațiilor va atinge un nivel de 10% în Petroșani și Alba. Miercuri vremea se va menține caldă pentru această dată în sud-estul țării, dar în restul teritoriului valorile termice diurne vor marca
marca o scădere semnificativă. Cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi pe arii relativ extinse. Maxima de miercuri va fi de 20 de grade în Târgu Jiu, minima de 6 va fi înregistrată în Petroșani și Deva, iar probabilitatea precipitațiilor va atinge tot în municipiul Alba un nivel de 10%. Joi vremea va fi răcoroasă în sudul și sud-estul țării, cerul va fi mai mult noros și temporar va mai ploa. Restul teritoriului, norările vor fi temporare, iar ploile se vor semnala pe arii restrânse. Maxima de joi va fi de 19 grade Celsius în Deva și Alba Iulia. Minima de 3 grade va fi înregistrată în municipiul Deva, iar probabilitatea precipitațiilor va atinge un nivel de 5% în Deva și Alba Iulia. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară cât mai plăcută, la revedere! Mulțumim, Andreea! Aici se încheie buletinul de știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Puteți vizita și site-ul nostru capitaltv.ro, unde veți găsi informații interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinelor de știri Info Capital. Mă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.